Previously on Catching a Predator. Noi ajungem la 1.42. Ok. 14 ani. Nu aspectați zis că aveți? Bună ziua, dragi justițiari! Bine ați venit la episodul 27 din Catching a Predator. Astăzi îl vom redescoperi pe dragul nostru prieten din episodul 23, Nicolae. Nicolae aparent nu s-a potolit. Nicolae, din păcate, suferă de o boală psihică și are nevoie de ajutor. Am dorit să-l prindem și a doua oară pentru a trage un semnal de alarmă către autoritățile statului ca să se observe problema, lipsa de legislație, lipsa de ajutor pentru astfel de persoane vulnerabile cu probleme mentale ce nu au unde să-și găsească ajutorul. Dragul nostru prieten, Nicolae, ne-a contactat pe un alt cont de al nostru, de pe un alt cont de al lui, aparent are și el mai multe conturi, și am să vă arăt cum a decurs conversația. Salut! Ce faci? Vrei să ne cunoaștem, draga mea prietenă? Aștept răspunsul tău. Nu vorbești cu mine, draga mea prietenă? Contează, draga Ani, pentru tine? Păi sunt și eu curiosul, eu am 15 ani, tu? Eu am 52 de ani, draga mea prietenă. Mulți înainte, de unde ești? Din Ilfov, draga mea prietenă. Tu de unde ești, draga mea prietenă? Eu sunt din Snagov. Oh, suntem aproape, draga mea prietenă. Elisa, mă vrei, draga mea? Da, vreau să ne întâlnim. Bine, dar nu te deranjează dacă sunt mai în vârstă ca tine, draga mea prietenă? Pe mine nu mă deranjează. Pe tine? Nu, nici pe tine, draga mea prietenă, pentru că vârsta nu contează, draga mea, nu? Nu. Îți place să faci dragoste cu un bărbat mai în vârstă ca tine, draga mea prietenă? Întreb așa de curiozitate, draga mea prietenă. Nu am mai făcut asta niciodată. Și ai face, draga mea prietenă? Tu ai vrea? Dar tu ai vrea, dragostea mea, Elisa, cum vrei tu? Dacă tu vrei, vreau și eu, dragostea mea, bine? Bine. Mă iubești, dragostea mea? Eu te iubesc. Mi s-a sculat un penis acum, dragostea mea iubită. Vrei să ne întâlnim vineri? Da, dragostea mea iubită, vreau. Dar de ce tocmai vineri, dragostea mea? Pentru că o să stau în casă zilele astea să-mi fac temele de vacanță și vinerile termin și putem să ieșim ziua. Bine, dragostea mea, te iubesc mult, noapte bună. Trimite și mie poza ta, dragostea mea, ca să dorm cu poza ta, iubire, bine? Iubire, bună dimineața. Ești pe afară cu mama ta în București? Dragă prietenă, nu mai ești cu mine, draga mea scumpă prietenă. Nu-mi rupe inima, dragostea mea prietenă. Eu am intrat în casă, ne punem la masă. Bine, draga mea prietenă, dar nu-mi rupe inima, draga mea scumpă prietenă, bine? Vreau să fim doar prieteni foarte mult, draga mea scumpă prietenă, bine? What? Bine, vorbim mai târziu puțin că stau cu mamei acum. Păi tatăl tău unde este, draga mea scumpă prietenă? Ai mei sunt divorțați. O, draga mea prietenă, vreau să fiu eu tatăl tău, draga mea scumpă prietenă. Adică? Păi tu, la ce te gândești, draga mea, scumpă prietenă? Păi nu știu. Păi vrei să fiu jumătatea inimii tale, draga mea? Te-am rugat să-mi trimiți și mie, draga mea, scumpă prietenă, poza ta. Ți-am spus că nu pot, că mă vede mami, ai poze cu mine pe profilul de Instagram. Dar acolo e poză, cum? E poze cu justițiarul de la Berceni, draga mea, prietenă. Ești și tu cu ei, draga mea, prietenă. Nu vorbești cu mine, draga mea, prietenă? Ce să zic? Te-am întrebat în privința pozelor tale de profil. A, nu-i cunosc, i-am văzut pe stradă și am făcut o poză cu ei, că îi știu de pe YouTube, dar nu știu ce fac. Sigur, draga mea prietenă? Da, de ce te-aș minți? Eu știu, draga mea prietenă? Mie să nu vii vineri cu ei, draga mea prietenă. Nici nu-i cunosc. I-am văzut pe stradă când eram cu mamii pe la București. Dar de ce mă întreb de ei? Păi pentru că am văzut că umbli cu ei în mașina lor, draga mea prietenă? Nu am fost niciodată în mașina lor. Ce tot zici acolo? Am văzut pe TikTok că ai făcut o filmare acolo, draga mea prietenă. Nu știu ce tot zici acolo. A, bine, draga mea scumpă prietenă. Hai să lăsăm asta să vorbim despre noi, draga mea prietenă. Bine? Bine. Ce faci acum? O să încetez să zic, draga mea prietenă, am obosit. Acasă cu mami. Mi-a și ador de tine, dragă. Iubire, ți-a plăcut penisul meu atunci când ți l-am trimis? Iubire, răspunde și pe urmă poți să te culci, dragostea mea. Dragă, nu mi-ai trimis niciun penis. Ai vrea să-ți trimit acum sau îl vezi mâine, dragostea mea? Vrei să-l vezi mâine seară cu adevărat, dragostea mea, prietenă? E așa de frumos, dragostea mea. Bună dimineața! Te-ai trezit, dragostea mea, prințesă? Eu sunt totul pentru tine, viața mea, prietenă, bine? Eu vreau să fiu soțul tău dacă nu te deranjează vârsta mea, dragostea mea. Eu nu te voi înșela niciodată, viața mea, prietenă, bine? Nu vorbești cu mine, viața mea, prietenă? Dragă, o să ne plimbăm, să putem să vorbim
viața mea. Da, da, doar vorbim și înveți penisul frumos, viața mea, doar atât, viața mea, bine? E așa de frumos, viața mea? Bine, vorbim când ajung. Bine, viața mea, vrei, da? Ok, ok, doar îl vezi, da? Și dacă vrei și altceva, să-mi spui viața mea, bine? Bine, mulțumesc, viața mea. Oh my fucking God. Nu e de râs, deci nu e de râs, adică te amuză, evident că există astfel de oameni, dar când privești în ansamblu de ce, îți dai seama că omul ăla suferă teribil. Are o boală psihică, nu primește ajutorul și face chestiile astea. Și nu le realizează. Chiar nu le realizează. Din toate ambele întâlnirile ale noastre, mi-am dat seama că omul nu realizează ce se întâmplă. Ce pot să zic? Să dăm drumul la episod. Vine justiția, rugă-te pe pedofil! Pedofilul! Vine justiția, rugă-te să facă treaba. Ce să bei apă liniștit? Hai la misiune că întârziem. Nu-i fă de nimic, am foame. Iar? Tot timpul mi-e foame. Hai la altă pizza, că e gata într-un minut și mai au și ingrediente aduse direct din Italia. Ciao, fratello! Ciao, ragazzi, tutto a posto. Mangiare una buona pizza. Grazie, grazie. Dai, grazie mille. Ha, dubla 1000. Nu, glumesc. Ne pregătim să mergem după domnul Dop Sticlă, adică Nicolae, care l-am prins acum 2 săptămâni. Col, pușcă în Nago. Aparent omul este în continuare obsedat și ne-a mai contactat pe alte conturi false, de pe alt cont. Mergem să-l cunoaștem mai bine. Aparent nu l-am cunoscut unde a ajuns. Da, hai să vedem ce o să iasă. O să fie chiar atractiv. Prindem un individ a doua oară. Sper să ne pierdem timpul. Am mai încercat să mai prindem acum câteva zile și a dormit. Ați văzut pe live cei care ați fost că a dormit și ne-am dus degeaba. Iar în următoarea zi ne-a ținut de vorbă toată ziua, foarte libidinos, ce ne-ar face, ce ne-ar drege. Și la final s-a speriat să nu venim cu poliția și a zis că nu mai e interesat. Dar apoi ne-a contactat după alt cont. Deci omul este foarte indecis, sperăm că data asta reușim să-l prindem. Haideți să vedem ce iese. Bună seara, bună seara, suntem aproape de Snagov, încă 13 minute. Am primit confirmarea de la echipa noastră care este deja acolo în zonă. Individul nostru, Dop Sticlă, cu numele de Nicolae sau Niculae, este la zona de întâlnire. În acest moment echipa noastră filează și îl ține de vorbă în spațiul virtual până reușim să ajungem și noi cei care întârziem în acest moment. Pare rău la justițiari, de data asta justițiarii nu sunt punctuali, dar ajungem în sfertul academic. Plus că am avut ceva treabă azi. Vine justițiarul ca să-și facă treaba, vine justițiarul, te prinde cu marfa. Hai, ne vedem acolo. Oricât ai fugit tu, justițiarul o să te prindă. Te-am intrat în Snagov. Da, băieți. Am făcut confirmare facială, am pus alții cu mine, m-am dus la magazin și am ceva de făcut, iar este spărăsul. Ok, 6 minute. Bine, vă revedem, domnul Nicolae, ce faceți? Ce faceți? Salut, îmi cereți scuze. A doua oară. A doua oară, săracul, la ce minoră. Exact. Justițiarul din Berșine a ajuns pe la Snagov. Bună seara. E a doua oară când ne prindem. Parcați bicicleta, chiar ajuns la poliție. L-am dus la poliție. Dar ce a făcut? Câte ani n-a făcut? Ce faceți, dragul meu prieten? Unde plecam? Grăbit așa. Domnul Nicolae,
De ce vorbiți cu minore? A doua oară. Și nu vă potoliți? Și a doua oară, a patra oară. A patra, a cincea oară. Ne-ați spus să venim în Snagova cu câteva zile degeaba, ți-a dormit. Cum, când? Acum câteva zile? Am venit la poarta noastră, v-am strigat, n-ați răspuns. Nu. Erați acasă, nu? Da. De ce nu vă opriți din a trimite poze cu pețul dumneavoastră minorelor? Nu mi-am trimis. N-ai mai trimis? Mi-ară să văd? Mi-ară să văd? Da. Arată-o să văd dacă vrei. Ți-a trimis, nu? Pe contul ăsta nu. A, pe ăla pe două sticlă când i-a dat bloc. A, pe ăla trimis, dar ăsta nu mai. A, pe ăsta n-ai mai trimis, nu? Da, e ok, atunci, e perfect legal. Filmăm la grătar, poți. Trebuie să filmăm la grătar. Trebuie să aici. Ce a zis poliția data trecută? Să vă potoliți? Și v-ați potolit? V-ați potolit, nu? Ce faceți aici? Ce căutăm noi aici? Dacă v-ați potolit. Ce vă face băiatul? Îl sunăm și noi să vedem ce face? Nu. N-aveți numărul lui? E, nu. Da, cum să nu? N-aveți numărul băiatului dumneavoastră? Atunci al fetei. Al fetei dumneavoastră aveți? Punem la aia, băi, la copul poate. Hmm? Nu. Mi-arătați? Nu, nu am numărul. Mariana. Arătați-o, dacă vreți. Nu te rușine, vrei? Nu mai tremurați, că nu se întâmplă nimic. Ai vrei, nu te rușine, vrei că-i ca fata ma ta, ca nepoată? Știți că lucrează la primărie pe aici? Are și doi copii, și fata și băiat. Uite la minore, poze de păcat, uite, am întâlnit cu fata asta. Ce-a făcut? Fiecare cum vă cheamă pe băiatul dumneavoastră? Să nu știu, era acolo de mine. Explica dumneavoastră? Alexandra? Da, doamnă. Fata mea, adică, nu? Fata dumneavoastră e fata dumneavoastră? Hold on a minute. O colegă? Femei, România? Și cine e Florentina? Ana, vino aici, rog. Și Flori? Am înțeles. Inima dumneavoastră cine e? Tot o prietenă. Irina? Isabela? Câți ani au? Mare, nu? Iubirea mea, iubirea mea, iubita, aveți foarte multe iubite. Jumătate inimi. Cu meu, Dulea? Mama, cine e mama? Mama, a rămas, da. Nicola, cine e Nicolae? Cum îl cheamă pe băiatul ăsta? Nimeni. Nu aveți numărul lui? De ce n-aveți numărul lui? Oficiarul de Bercet. Da, aveți aici niște chestii foarte ciudate. Lumieră, sobă, mă bună, stop, stop, te vreau, țuleț, viața mea, viața noastră. Doamne, să vină poliția, stimate domn, că ne explicați de ce vorbiți cu minore? De prost. De prost. Aia, aceeași replică ca data trecută, de prost. De câte ori vă mai prindem? Mai asta e ultima. Asta e ultima oară. Păi mergem și la pușcărie? Haide să mergem la pușcărie. Nu merg, asta e ultima. Haide să mergem la pușcărie mai bine. Nu vreți? Dar să fiți cu minte la pușcărie, să nu vă dea afară și de acolo. Da. Incredibil. Doar vorbim și să-mi vezi p***ul tău frumos. Care-i faza cu p***ul tău? Aveți fantezii cu bărbați? Da? Vă plac bărbații? Vă plac bărbații? Și femeile? Vă plac bărbații? Vă plac femeile? Păi și ce vreți să vă trăiți cu minore? Să vorbim. Ah, abia aștept să ne vedem viața mea. Abia aștept să ne cunoaștem viața mea. Bine, zi, prietena, zi dragostea mea, ce ai zis prietena ta despre mine? I-ai arătat poza mea, viața mea, lui prietenei tale? Ce a zis? Sunt frumos, viața mea? De ce nu vorbești cu mine, draga mea, prietenă? Nu-i scrie. El este, domne, el este. Trimite poze. Pune-l cuvintele astea acolo. Da. Eu vreau să fiu soțul tău dacă nu te deranjează vârsta mea. E prins a doua oară. E a doua oară prins. Și pe lângă asta, e a doua oară când îl prindem și a vorbit cu noi pe patru conturi, nu pe două. Prima dată a ieșit în chiloți. La două noapte. Păi are o problemă psihică și... Cum să-l înțeleg? A, să-l interneze, da. Mi-e dor de tine, draga mea prietenă, să nu mă înșeli, draga mea prietenă. Bine că te-am pus că
Soțul meu va fi numai al tău, draga mea prietenă. De ce nu te potolești, bre? Păi așa mi-a ieșit data trecută, că te potolești. Acum chiar te potolești. Vorbesc serios? Ha. Bine, hai că noi plecăm acasă, da? Atunci. Da? Hai, pa! Hai! Doamne, doamne! Omul ăsta are nevoie de ajutor, de specialitate, ca să nu văd, eu nu-l văd. Are nevoie de ajutor, dar uite că nu-l caută. Sunteți bine în primul rând, că mă rog că tremurați-o, vrei să stai jos? Stai jos, bre, dacă e rău sau ceva. Aoleu, bre, trebuie să vină. Unde e secția? E departe, e Snagov. E Snagov. Da, iar îl avem pe domnul Nicolae. Cum v-am promis, o să mai îl prindem și a doua oară, l-am prins și a doua oară. E clar, domnul are o problemă de ordin psihic. Nu este de râs, este de plâns că nu-și caută ajutorul. După cum vedeți, poliția i-a dat drumul de prima oară, l-a lăsat liber, omul așa continua treaba. Și acum suntem aici să-l mai prindem o dată. Să vedem ce se întâmplă acum a doua oară. La vârsta matale, lucrai pământul, făceai altceva, nu știu, îți găsești un hobby, să faci o grădină în curte. Ăsta e hobby-ul mă tare, stai și vorbești cu copile pe net, la vârsta mă tare. Câte conturi ai, bre, de Instagram? Ai două. Nu mai pe dop sticlă? Ce s-a întâmplat cu dop sticlă? L-ai șters? Ca să scape de noi. Ca să scape de noi, da. Cât s-au adunat? Am făcut fan misiune. Să le spuneți profesorilor voștri de mine, să mă invite în școli, să vorbim de astfel de pericole. Bă, partea bună e că de data asta a venit îmbrăcat. Da, măcar decența asta a avut. Durează vreo 10-15 minute. One hour later. Nu voiați să mă revedeți? Că i-ați spus fetei să nu vină cu justițiarul. Și nu mai voiați să mă vedeți? Erați supărat pe mine? Păi și de ce nu mai voiați să mă vedeți? Chiar două ori, prima dată stau în glonț. Nu v-a plăcut de mine? V-am supărat cu ceva data trecută, că v-am dus la poliție. Păi și atunci de ce n-ați vrut să mă mai vedeți? Eu cream că avem o legătură acum, suntem prieteni. Are bre cineva grijă de tine? Nu. Copiii nici. Nu ziceai că stai cu băiatul tău? Stau cu mine, dar ce ai grijă de mine? Păi și băiatul dumitale nu are și grijă de matale. Bre, nu e ok. Nu e bine ce faci. Caută-ți de vârsta matale. Vrei să ajungi la pușcărie? La vârsta matale. Cine mai sapă grădina? Cine mai hrănește câinii din curte? Păi, serios, conștientizăm și noi? Avem o vârstă. Vorbește-mi, tată, cu femei mai mari de vârsta, mai spre matale astea, că așa la aia, dacă ei trimit și mașina convenit, te-a blocat, te-a înjurat și cam aia ei. Nu ajungi la pușcărie. Cu minore, cam ajungi la pușcărie. Așa e și data trecută. Păi așa e și data trecută. Ce ai făcut? Ai vorbit tu? E a doua oră, când îl prindem prima oară, a fost la poliție, dar până și-a prindit la poliție. În chiloți. A ieșit în chiloți și se întâlnească cu minora. De unde ai ieșit în chiloți? Din casă. Din casă. Din curtea sau din casă? Casă, curte, eu știu doamne. Și ori curte, ori casă. Păi, mă scuzați, cine sunteți? Sunt nepotul lui. Astăzi nepotul lui. Și de ce nu aveți grijă de el? Păi eu s-am grijă de el. A, dumneavoastră i-ați făcut contul de Instagram, că ne-a spus. Păi el ne-a spus. Păi cum să spun? Nepotul meu mi-a făcut contul de Instagram. Stai un pic, că sunt mai mulți nepoți. Stai un pic. A, ok. Așa, nu o luați așa, că nu e... Da, dar trebuie să aveți grijă de el. Păi, nu e treaba mea. Noi am venit că am auzit că are probleme. Nu e normal că este un chestie. Păi e un chestie. Păi și l-a scris aici.
Nu l-am prins aici, l-am prins mai acolo dus, a venit aici, l-am rugat să stea pe bancă, deja trembura și l-am întrebat dacă nu stă bine să stea pe bancă. Unde vine poliția? Poliția e pe drum. Când racoleze o minoră de 14 ani, păi și care e minora? 52. Uite-o aici, fata, Georgica. Ia, cu mine a vorbit. Aia e important, care e minora, nu? Dar nu contează. Nu că e minora. Întrebam, nu că e... Care e... Dar puneți întrebările foarte greșite. De ce? Da, că le puneți este, foarte greșite. Nu este normal să pună și el întrebări, că este un chestie. Nu este normal să întrebați ce problemă are domnul. Păi aia, că cum vrem să-l și ajutăm? Să știm. Păi asta vrem ce și noi să știm. Asta? O are nevoie de specialitate. Deci continuu chestia asta. Deci asta vreau și eu să știu. Dacă este prima dată care știm, noi stăm aici. Nu ne-am pus treaba pe pământ. Noi suntem patru inși, restul sunt oameni care locuiesc aici. Noi încă nu suntem mesi. În chiloțe ești. De asta te-și întrebă ieri. Pentru că noi suntem... Ai filmarea? Am filmarea, nu? Tu ai auzit? Noi suntem... Dar sună-ți, bă, șeful și cheamă lupa dacă te crezi ce te crezi sau cine ești. Sună-ți șeful de la primărie să vin, nu mă filma pe mine. Sunt pe spațiu public. Uite, păi nu pe mine. Uite cum ai ieșit. Sunt pe spațiu public. Sunt pe spațiu public. Să spuneți dacă e normal. La o fel stai. Ia uite. La fel vorbește cu tine cu minore de 13 ani. Da, nu mă filma cu mine. Decente, cu propunere decente, cu... Trebuie să-mi propii, aproape foarte tare de cameră. Te ofere un ajutor pe cel care să-l ia să-l ducă. Să fii primarul, să ia problema mână. Ce treabă are primarul? Aici e poliție. YouTuber, mami. Bună seara. Agent șef Ghitu de la Poliția de la Magov, colegii mei, domnul Trache și Duca. Cine e apelantul? Alexandru Costache, sunt apelantul. Am sesizat la faptul că un domn de aproape 60 de ani a încercat să racoleze o minoră pentru a doua oară. Am mai fost în săptămâna cu două săptămâni. Tot dus la dumneavoastră la Snagov? L-am adus la dumneavoastră la secție. Acum iar a încercat să racoleze o minoră, iar l-am prins. Este minora la fața locului? Da. Da. Sunteți aici din zonă sau? Nu, București. Nu, București. Sunteți rudă cu domnii? Prieteni. Suntem prieteni. Prieteni. Bun, ok. Bun, o să trebuiască să ne întâlnim la sediul poliției Snagov. Vă aducem la cunoștință de asemenea că și noi înregistrăm audio-video. Sigur, da. Mulțumim și noi, da. Cu aceste bodycam-uri din dotarea Poliției Române. Atât apelantul cât și persoana reclamată și cei ce vă însoțesc și ne pot oferi date și informații suplimentare. Absolut. Sunt rugați să ne însoțească la sediul poliției Snagov. Perfect. Dacă aveți mașini personale, aveți documente la vedeți cu noi dânsul ca și reclamată, o să mergem cu noi. Primul caz a fost cu 14. Prima dată când l-am văzut la luna asta. Discuții. Ce discuții am făcut? Discuții de natură sexuală, poze indecente și tot așa. I-a solicitat domnișoare poze indecente ori i-a trimis dânsul? Dânsul de bunăvoie. Nesilit de nimeni. Dumneavoastră aveți un act de identitate la dumneavoastră? Rugămintea mea este să ne însoțiți la mașina de poliție. Vă rog. Mergem acolo și întocmim documentațiile cu mesajele cu toți. Sigur. Să putem. Ne vedem la secție. Am ajuns la secție. Așteptăm să intrăm la declarații. Ne auzim după. Bună seara, dragi justițiari. Am terminat la secția dubla 2. Bună seara, dragi justițiari. Am terminat la secția de poliție Snagov, domnul Dobsticlă. Am primit un număr de înregistrare, cele două dosare se vor reuni. Așteptăm mai multe detalii pe viitor. Cam atât cu acest individ, Nicolae sau Niculae, prins pentru a doua oară. Sper că am învățat ceva acum, dacă nu, aia el prindem și a treia oară sau poate ajunge la pușcărie, nu știu, sau într-o instituție. Într-o instituție, căci are nevoie de ajutor specializat. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți și că ne susțineți. Aveți grijă de voi până data viitoare, când ne vom revedea.